Cupa României, faza pe județ, etapa 1, ediția 2016-2017, și-a consumat primul act joi, atunci când în competiție au intrat toate echipele de la Liga a 5-a. Singurele formații care reprezintă zona Mușcel și care s-au calificat mai departe sunt ASE Lerești și ASE Godeni, echipe ce conduc seria Nord în campionatul regulat și care au acumulat maxim de puncte după derularea celor trei etape. Astfel, actualul lider, ASE Lerești, nu a avut milă de Flacăra Boteni, administrându-i o înfrângere severă, 7-4, iar ASE Godeni a trecut la limită, 3-2, de formația Schitu Golești, la capătul unui joc echilibrat și viu disputat. Rezultatele complete înregistrate în această primă etapă a Cupei României la fotbal, faza județeană, sunt următoarele. ASE Miroș, ASE Căldăraru 5-0, ASE Slobozia, ASE Viitorul Ștefan cel Mare 1-2, ASE Izvoru, ASE Popești 7-0, ASE Energia Stolnici, ASE Unirea Hârsești 3-4 după executarea loviturilor de departajare, ASE Viitorul Lunca Corbului, ASE Rătești 2-0, ASE Unirea Tricolor Șerbănești, ASE Steaua Negraș 1-6, ASE Progresul Recea, ASE Speranța Cornățel 2-4, ASE Rapid Davidești, CS Petrom Pitești 8-2, CS Mioveni 3, ASE Școala de Fotbal Gicăre Tevăescu 3-5, ASE Lerești, ASE Flacăra Boteni 7-4, ASE Petrolul Hârtiești, ASE Vulturul Vulturești 0-3, ASE Cimentul Valea Mare Pravăț, ASE Dragoslavele 0-2, ASE Partizanul Vlădești, ASE New Times Câmpul Lung 2-1, ASE Cetățeni, ASE Unirea Bughia de Jos 4-1, ASE Godeni, ASE Schitu Golești 3-2.